Domnul să vă binecuvânteze, dragilor! Oh, Doamne, ce frumos e în prezența Ta! Și vă spun ceva, abia aștept să vină Domnul, să se lupte cu toți vrăjmașii noștri. Amin! El a promis, El a venit ca mielul lui Dumnezeu, dar va veni ca leul din tribul lui Iuda să judece pământul ăsta. O să vedem atunci vrăjmașii Domnului pe unde vor fugi. Dar până atunci, dragilor, avem și noi de luptat o luptă. Noi suntem într-o luptă, cântau frații la rugăciune un cântec cu lupta, cu cununa. Zic, wow, cât de tare cântecul ăsta! Ar trebui să cântăm mai multe, să aducem aminte bisericii. Că biserica trebuie să înțeleagă că este într-o bătălie, nu într-o relaxare continuă. Noi suntem chemați, dragilor, să luptăm și ce realitate este că suntem într-un război. Din momentul în care ai spus da lui Hristos și nu celui rău, tu ai intrat într-un război, ai schimbat tabăra, vrăjmașul, diavolul nu te iubește. Să nu crezi că dacă stai și nu te rogi, te lasă în pace. Trebuie să înveți să pui armătura lui Dumnezeu pe tine. Trebuie să înveți să folosești sabia Duhului Sfânt. Și așa cum zicea Pavel Apostolul, eu știu în cine am crezut. De unde vine această putere în viața unui creștin? De unde vine puterea în viața copilului lui Dumnezeu? De unde? Pavel spunea și ne arată în versetul acesta pe ce se bazează viața, fundația și de unde lupta, din ce poziție lupta. Spune în 2 Timotei 1 cu 12, și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are puterea să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Dragul meu, tu știi în cine ai crezut? Tu-L cunoști pe acest Dumnezeu viu și adevărat? Sau ți s-a povestit despre El? Ai luat și tu informații la a doua mână, la a treia mână? Îl cunoști personal? Te-ai întâlnit ca și Pavel cu El? Te-ai întâlnit ca și Petru cu El? E un preț al cunoașterii. Spune Filipeni 3 de la 8 la 9. Ba, încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, spune Scriptura, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Iată că Apostolul Pavel reiterează ce spune Psalmul 23, Domnule, păstorul meu, e important să fie al tău. Oh, sunt mulți care cred că dacă a fost păstorul părinților sau Dumnezeu părinților și al lui, nu neapărat. El trebuie să fie păstorul tău, El dorește o relație personală cu tine. În numele Lui, în numele Lui ești chemat și în numele Lui este mântuire, cum spune Apostolul Petru. În Fapte capitolul 12, nimeni altul, în Fapte capitolul 4 cu 12, nimeni altul nu e mântuire. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Atenție, tot ce face Dumnezeu cu universul ăsta, El face și se raportează prin numele Fiului Său, Iisus Hristos. Întrebarea mea în seara asta este, cunoști acest nume? Știi cine este? Știi cine este? Pavel îl cunoștea. Toată fundația vieții lui era pe acest nume a Domnului Hristos și pe ce a făcut Hristos. Îl cunosc, spune acolo. Scopul vieții lui, Filipeni 3, de la 10 la 11. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Am observat că pe la biserici se citește doar să-L cunosc pe El și puterea Lui. Puterea învierii. Când aș ajunge la suferințe, mulți opresc. Dragul meu, Biblia spune că dacă suntem chemați în Hristos vom avea parte și de suferințe, dar dacă vom suferi împreună cu El, vom și împărăți împreună cu El. Aleluia! De asta citim împreună și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Nu-ți fie frică, oricum o să suferi. În lume este suferință, în lume e necaz. Mai bine să suferi pentru că ești al Domnului decât să suferi pentru că ești al celui rău. Mai bine să suferi pentru că faci binele, spune Scriptura, decât să suferi pentru că faci rău. Vezi tu, Pavel avea o fundație, știu în cine am crezut. E un preț al cunoașterii și scopul vieții lui era să-L cunoască pe acest Domn Iisus Hristos. Singurul nume în care este mântuire. Singurul nume, singurul nume. Spune Scriptura că se va aplica orice genunchi, din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă m-a mărturisit spre slava lui Dumnezeu, că Iisus Hristos e Domn. Vezi tu, pentru Pavel era totul despre Hristos. Pentru că viața este în cunoașterea lui Hristos. De unde știu asta? Ioan 17 cu 3 spunea cineva, roagă-te pentru mine să am viață. Zic, hai să spun ceva. Eu mă rog pentru tine să-L cunoști pe Hristos, pentru că Hristos este viață. Dacă nu-L cunoști pe Hristos, în afară de El, nu este nimic. Cine are pe Fiul, are viața. Nu ai pe Fiul, n-ai viața.
Roagă-te, frate, să am viață. N-am cum să mă rog. Mă rog așa eu teoretic, dar dacă vrei să ai viață, trebuie să-L cunoști pe Domnul vieții. Lăudați să fie Domnul. Și viața veșnică, spune Pavel, spune Ioan în 17:3, Ioan 17:3, este aceasta. Care e viața veșnică? Ni se descrie. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Întrebarea în seara asta, îl cunoști tu pe Hristos? Îi cunoști numele? Îi cunoști puterea numelui? Știi ce este ascuns în numele Lui? Sau vii la biserică, mergi la biserică, pleci acasă, spui și tu de două, trei pe săptămână, numele lui Iisus, dragul meu, sunt mulți care predică pe Hristos astăzi. De pe scenele mondiale, la premiile Grammy, oamenii spun, Iisus Hristos, Dumnezeu mi-a dat bani, Dumnezeu mi-a dat putere, Dumnezeu, toată lumea folosește numele lui Hristos. Și Domnul zice, degeaba îmi ziceți și nu faceți ce vă, vă aduceți aminte, mesajul de dimineață este în facere, nu în teorie. Domnul vrea să trecem la fapte. Amin? Credința adevărată are fapte. Și mai spune Scriptura în 1 Ioan 2, de la 3 la 6. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos. Uită-te dimineața la tine și fii transparent cu tine. Am făcut o promisiune Domnului care am ratat vreo 2-3 săptămâni până să o împlinesc. Și într-o dimineață m-am sculat, m-am uitat în oglindă și mi-am spus, Sani Trancă, ești un călcător de cuvânt, ești un mincinos astăzi, pentru că ai promis Domnului că faci asta și n-ai făcut. Și mi-a fost rușine și am zis, Doamne, iartă-mă, am promis, David spune, îmi voi împlini juruințele plăcute. Iona, din pântecele balenei, strigă către Dumnezeu, îl recunoaște și zice, îmi voi împlini juruințele făcute. Cu alte cuvinte, ce ne descrie Biblia? Că eu n-am făcuse niște, dar nu le împlinise. Să vezi tu de câte ori nu păzim poruncile, suntem mincinoși și adevărul nu este în el. Dar dacă cineva păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Dragul meu, când vezi pe YouTube și pe internet staruri din astea creștine, care se lăfăiesc în tot felul de plăceri și pofte și în tot felul de lucruri și aroganță, ascultă-mă, oamenii ăia nu-L cunosc pe Hristos, pentru că Domnul Hristos a refuzat popularitatea, Domnul Hristos a refuzat vizibilitatea, El mergea în pustiu să se roage, să aibă părtășie cu Tatăl. Ai grijă pe cine asculți, ai grijă pe cine ți-ai model. Uită-te la Domnul Iisus Hristos, cunoști tu acest nume? Pentru că Biblia spune că Dumnezeu ne-a dat pricepere să-L cunoaștem pe Cel ce este adevărat. 1 Ioan 5, de la 19 la 21. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Vreau să vă întreb, unde zace lumea? În cine? Și atunci, de ce unii pocăiți vor să câștige lumea? Ce să câștigi? Pe cel rău? Lumea zace în cel rău. Dumnezeu nu ne-a chemat să cucerim lumea. Unul singur poate să cucerească, se numește Iisus Hristos. Și Biblia spune că la venirea Lui va chema pe toată lumea la apel. Când va veni regele regilor, l-am cântat, și Domnul domnilor, numele mai presus de orice nume. De aceea spune Scriptura, știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Iată că în filozofia lui Pavel, lui Ioan, lui Petru, a apostolilor, era totul despre cunoașterea acestui nume, în care este putere, este ascunsă viață, este ascunsă viață veșnică, este ascunsă vindecare. Trebuie să cunoști numele. Pentru că tot El spune, degeaba îmi ziceți, Doamne, Doamne, vor veni mulți în ziua aceea și voi spune, plecați de la mine, căci nu v-am cunoscut. Apostolul Pavel în cartea Efeseni, capitolul 4, cu 13, spune, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Eram supărat când eram mic, că mergeam, mie îmi plăcea înghețata când eram mic, de asta nu mai mănânc, că nu pot să mănânc doar una, trebuie să mănânc mult când mănânc. Și eu sunt pe principiu, mai bine nu mănânc. Și mi-aduc aminte că mă duceam cu verișorii mei, că venea în sat unul cu căruța, vă aduceți aminte cum era pe vremuri, și mie îmi punea, mă vedea, cred că mai mic, mai slab, îmi punea cel mai puțin. Și tot timpul spuneam, nenea, nenea, umple, plinul, plinul. Și spunea, taci, mă, că tu nu, ești mititelule, pleacă de aici, pleacă că mă încurci. Dar vreau să spun ceva, Dumnezeu vrea să-ți facă plinul. Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu care s-a dăruit pe jumătate, El s-a dat pe deplin. El vrea să-ți facă plinul, vrea să ai plinătatea lui Hristos în viața ta, vrea să fii un om matur, vrea să fii un om care-i cunoști numele. Au fost unii în Biblie care erau fii de preot, fii lui Sceva,
Și au încercat să folosească numele lui Hristos ca un fel de parolă de cod să intre și ei. S-au uitat săracii pe canalul de YouTube al lui Pavel, a văzut că Pavel scoate draci în numele Domnului, vindecă bolnavi și ce a zis? Putem și noi. Și s-au dus și zice că au intrat în casă și ce a făcut acel om care era îndrăcit? I-a bătut și le-a rupt hainele și au ieșit din casă bătuți. De ce? Pentru că le-a spus, pe Pavel îl și pe Hristos îl cunosc, dar voi, în numele cui veniți voi oameni buni, că nu vă știu. Eu îi cunosc pe toți cei care s-au predat Domnului Hristos. Voi cine sunteți? Dragul meu, cunoști numele mai presus de orice nume? Crești în cunoștință, crești în harul lui Dumnezeu, 2 Petru 3:18, să creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Crești în harul și cunoștința despre Hristos sau crești în știri? Crești în ce mai zice Dalai Lama? Crezi în ce mai zice Confucius? Crezi în ce mai spune Rumi și Remi și Bibi și Cici? În ce crești? Ești toată ziua acolo pe Instagram, pe Facebook, ce mai zice gura satului, canalul Șanț? Crești în Domnul Iisus Hristos, crești în acest nume, crești, îl vezi din ce în ce mai mult? Să rugau reformatorii bisericii, Luther, Calvin, Doamne, ajută-ne să nu pierdem niciodată din fața ochilor pe Hristos cel răstignit. Noi ce ne rugăm astăzi? Lucruri mici ne rugăm. Și ălea sunt bune. Aduceți orice lucru la cunoștința lui Dumnezeu. Dar, dragul meu, prima prioritate a lui Pavel era să-L cunosc pe El. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. 2 Petru 1:2, harul și pacea să vă fie înmulțite prin... Frate Sani, roagă-te să-mi dea har. Dă-mi voie să-ți arăt, să mergi la sursă, să-ți spun unde, de unde poți să vină harul. Harul și pacea, citim împreună, să vă fie înmulțite prin lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Vezi tu cât de important e să-L cunoști? Să fie păstorul tău, Dumnezeul tău, îi spune Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, în sfârșit mi l-am asumat, e al meu, am început să-L înțeleg, am început să-L cred, am început să-L urmez. Ai tu încredere în acest Dumnezeu? Pavel se ruga să-L cunosc, știu în cine am crezut. De ce a putut Pavel să facă această afirmație extraordinară? Eu știu în cine am crezut, pentru că l-a cunoscut personal. Pentru Pavel nu era o cunoaștere la a doua, la a treia mână. Prin apostol a venit confirmarea că Evanghelia lui era adevărată. Dar Pavel l-a cunoscut pe Hristos, dragul meu, Dumnezeu vrea să-L cunoștință de plină despre El. 2 Petru 1:8, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește de plină cunoștința Domnului Hristos. Iată că e o cunoaștere de plină. Există oameni care îl cunosc de plin, poți să stai în prezența lor, să te uiți și nu-ți spun multe cuvinte și știi, ăsta umblă cu Domnul. Ați întâlnit oameni din ăștia? Eu aș vrea ca despre toți din familia Betania să se zic așa. Ăștia om cu Domnul. Și îți mai spun ceva, cunoașterea lui știi ce mai garantează? Scăparea din tinăciunile lumii, 2 Petru 2:20, în adevăr, dacă după ce au scăpat din tinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iare și sunt biruiți, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. Iată că noi scăpăm din tinăciuni nu doar când ne luptăm cu ele, ci prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Când stai în prezența Lui, când invoci prezența Lui, când chem numele Lui, când ți se descoperă din Scripturi, tu începi să fii curățat de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul spală. Tu i-ai spălat prin cuvântul tău, i-ai sfințit prin cuvântul tău. Dragul meu, îl cunoști personal. Pentru că în seara asta e despre asta, vreau să te provoc să-l cunoști personal, acest nume care îl cântăm duminică de duminică. Acest nume care îl cântăm duminică de duminică. Biblia vorbește despre relația asta de încredere între păstor și oi și spune, Ioan 10:14 descrie cel mai bine, eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile și ele mă cunosc pe mine. Vreau să te întreb, dintre miile de voci care vorbesc în lumea asta, știi să discerni care e apostolului cel bun? Ai învățat limbajul Bibliei? Tu știi că Scriptura este o limbă care trebuie să o înveți? Odată stăteam și citeam Scriptura și citeam despre Moise care îl vizitează Dumnezeu și îi face chemarea să meargă să elibereze poporul. Și zic, Doamne, wow, ce tare! Tu te-ai pus în minte să eliberezi poporul lui Israel. Și 2 versete mai jos, Moise, te-a chemat, vino, deci du-te. Păi, Doamne, stai puțin, ori mergi tu, ori merg eu. Trebuie să înveți limbajul Scripturii. Când Dumnezeu zice, vreau să eliberez poporul, El caută un om să se voluntarizeze.
Când Dumnezeu zice, vreau să vindec bolnavi în Betania, El caută un om să-L creadă pe cuvânt. Când Dumnezeu zice, vreau să eliberez demonizații, El caută un om gata să meargă în închisoare să le predice. Eu caut un om, spune acolo în Isaia și în Ieremia, și nu găsesc niciunul. Oare ești tu omul ăla care vrei să-L cunoști? Spune ei seara asta, vreau să te cunosc, Doamne Iisuse! Aștept să-i spui. Eu i-am spus. O, lăuda să fie Domnul. Trebuie să începem să predicăm odată în Betania despre puterea strigătului, nu șoptitului, murmuratului. Știu că unii zic, a, ce trebuie să strigați voi la Pentecostale așa tare? Am văzut că și tu te-ai luat după ei, nu m-am luat dragul meu după ei. Am strigat din totdeauna la Domnul, am strigat când încă nu-L cunoșteam. E putere în strigătul lui Bartimeu, e putere în strigătul bisericii. Vreau să te cunosc, Doamne Iisuse! Bartimeu a strigat și de ce? Pentru că ajunsese la disperare. De-aia nu strigă biserica, că n-a ajuns la disperare, este încă în confort, încă îi merge bine. Dar să nu vină vremurile alea, să strigăm înainte. Amin? Îl cunoști tu pe El? Pe Domnul care te vindecă? Pe Domnul care te conduce? Pe Domnul care te sfințește? Domnul care luptă pentru tine? Domnul care este scutul tău? Domnul care este steagul tău? E posibil oare ca să te rogi fără să-L cunoști? Sigur că da. Există un exemplu biblic în care Pavel merge în Atena și zice, oameni buni, aveți un altar aici a unui Dumnezeu? Dați-mi voie să vi-l prezint, pentru că voi vă rugați la un Dumnezeu pe care nu îl cunoașteți. Însă Scriptura nu vrea să te rogi la un Dumnezeu care nu-l cunoști, ci la un Dumnezeu care e păstorul tău. Vezi tu în seara asta, vreau să te întreb, e posibil oare să te rogi fără să-ți aduci aminte că Dumnezeu te vede, vede necazul tău, vede frica ta, poartă de grijă, face o cale? E posibil să pleci la luptă și să fii înfrânt pentru că nu știi puterea numelui Domnului Iisus Hristos? E posibil! De câte ori nu m-am dus la luptă în propriile forțe? Te-ai dus la un examen în propriile forțe? Oh, da, mi-aduc aminte când am dat de permis. Eram puțin cam arogant atunci, am zis, nu citesc că eu știu. M-am dus și știi ce am făcut, nu? Am picat. Deja mi s-a știrbit mândria, mă credeam deștept. M-am dus a doua oară, am zis, hai să citesc câteva pagini, că oricum în mare știu. M-am dus, am picat. A treia oară știi ce am făcut? M-am smerit, dar știi ce înseamnă smerenia? Smerenia e un act. Am luat cartea și am citit. Am făcut 600 de chestionare. M-am dus și Dumnezeu mi-a dat biruință. Știi de ce? Pentru că în primele dăți m-am dus prin puterile mele. Te-ai gândit cât de sărăcită e viața noastră de rugăciune atunci când nu înțelegem ce înseamnă Dumnezeu pentru noi? Eu stau așa și mă plimb prin lume și cei mai mult, Doamne, 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 dar ce înseamnă Doamne pentru tine? Ce înseamnă Dumnezeu pentru tine? Cum aprinși la viața ta de rugăciune toate numele lui Dumnezeu prin care El s-a descoperit? Pentru că știi cum? Numele lui Dumnezeu sunt cam așa. Ca un evantai. În numele lui Iisus sunt multe atribute ale lui Dumnezeu ascunse. Și aș vrea să urmăm în seara asta câteva exemple. Nu știu dacă ați auzit de Iahveire, Jehovaire. Dumnezeu care poartă de grijă. Cine l-a numit așa? Avraam. Eu vreau să te întreb, tu atunci când te rogi în viața ta de zi cu zi, în numele lui Iisus, să aduci aminte că acolo este ascuns Dumnezeul care îți poartă de grijă și face o cale acolo unde nu e o cale? Gândește-te cum era Moise în fața Mării Roșii. S-a uitat și și-a ridicat mâinile și a zis, Doamne, în fața noastră e Marea Roșie, acolo sunt egiptenii, acolo este muntele, acolo e pustiu, în față e Canaanul, dar trebuie să trecem prin mare. Doamne, Tu ești Domnul care face o cale acolo unde nu e o cale. Tu ești Jehova Ire. Îl cunoști pe acest Domn? Bă, frate, nu știu ce să fac, sunt super străi, ești copilul Domnului, sunt copilul Domnului, dar nu știu cum să mă mai rog. Am tot chemat, am zis, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă. Dar ai cunoscut pe Domnul care face o cale acolo unde nu e o cale? Iahveire, Jehovaire, Domnul care poartă de grijă. Să urcă Avraam pe munte în Geneza 22 și îl întreabă Isaac o întrebare retorică. Tată, avem focul, avem lemnele, dar mielul de jertfă unde este? Domnul va purta de grijă. Și Biblia spune că în momentul în care a luat cuțitul, îngerul Domnului l-a oprit din ceruri și a auzit,
Domnul purtase de grijă, ascultarea întotdeauna declanșează provizia lui Dumnezeu. Era acolo un țap pe care el nu-l văzuse. Mi-aduc aminte de o femeie disperată, Agar, în Biblie, care era într-un pustiu și era gata să moară de sete și la un moment dat strigătul ei ajunge la Dumnezeu. Și Îngerul Domnului vorbește și Biblia spune, i-a deschis ochii să vadă un izvor de apă și ea l-a numit pe Dumnezeu, Domnul El Roi, Cel care mă vede. Tu știi că în numele lui Iisus este ascuns acest ochi al lui Dumnezeu care te vede permanent? Domnul te vede, ochii lui sunt peste tot pământul. Necazul și problema ta nu-i sunt ascunse. Mergi prin lumea asta ca și cum nimeni nu știe problemele. Dar Domnul este El Roi, El te vede. Când strigi numele lui Iisus, adu-ți aminte. Când evantaiul ăla este ascuns, Domnul care te vede. Domnul care face o cale. Oh, dar am mai auzit ceva. Pe Domnul mai cheamă și Jehova Rafa. Mi-aduc aminte când m-am pocăit, cântau niște pocăiți din ăștia mai carismatici, Jehova Rafa, Elohim, mă gândeam, ce-i cu ăștia, Doamne, de unde fi luat ăștia numele? Jehova Rafa, Vindecătorul. David zice în Psalmul 107 cu 20, ai trimis cuvântul tău și i-ai tămăduit și i-ai scăpat din groapă. El e Domnul Jehova Rafa. Tu știi că atunci când chem numele lui Iisus, îl chem pe Domnul care te vindecă, îl chem pe Domnul care are un cuvânt la vreme potrivită, îl cunoști? Bă, frate, m-a rugat, dar nimic aici. Du-te la cuvânt. Tu ai trimis ce? Nu zice îngerul tău. Ce ai trimis? Cuvântul tău și ai vindecat. Proverbe 4, 20, 22 spune acolo, cuvintele tale sunt viață pentru cei ce le găsesc, adică le înțeleg, să înfruptă cu ele, le mănâncă. Viață pentru cei și sănătate pentru tot trupul tău. Ce promisiune mai mare vrei? Jehova Rafa, Dumnezeu care mă vindecă, în numele lui Iisus. Oh, dar El nu-i doar Jehova Ire, Cel care poartă de grijă și face o cale acolo, nu-i o cale. Nu-i doar Jehova Rafa, Domnul care mă vindecă, nu-i doar Jehova Roi, Cel care mă vede, El este și Jehova Nisi, steagul meu. În numele cui mergi la bătălie? Când te trezești luni dimineața, pleci în puterile tale, oh, ce mă doare aici, mă doare, cam așa începe ziua, mă doare aici, 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 au, ce greu e. Și uiți steagul în numele căruia tu mergi la luptă. Spun, diavolul nu se teme de absolut niciun steag de pe planeta asta. Singurul steag de care se teme, singura biserică de care se teme, e cea care ridică steagul Domnului Iisus Hristos, Jehova Nisi, pentru că aia aduce celui rău aminte că a fost biruit la cruce. Care este steagul tău, brandul tău? O, te mândrești cu brandul ăsta și brandul ăla. Pune-l pe Domnul steagul tău, ca brand pe viață. Ies cu el, mă mândresc. Jehova Nisi, steagul meu, îmi place de Moise în Exod 17:15. Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul, steagul meu. Spunem împreună, Domnul, steagul meu. Când ridici numele lui Iisus în laude, știi ce se întâmplă? Ridici steagul. Asta face lauda. Și când diavolul vede steagul sus, băieți, hai să plecăm de la Betania, că e aici, e de lua bătaie, că ăștia au ridicat steagul sus. Și când ridică steagul sus, regele-i cu ei. Aleluia! Domnul, steagul meu! Oh, când merg la luptă, nu merg singur. Când merg la luptă, merg în numele Domnului Iisus Hristos. Aleluia! Mi-aduc aminte de David pe câmpul de bătălie. Erau două armate, izraeliții și erau filistenii, dar David vedea trei. Zice, eu nu vin în numele meu, nu vin cu scut și pavăză împotriva ta, Goliat. Eu vin în numele Domnului oștirilor! Mai este aici o știre pe care nu o vezi. De aceea Dumnezeu se cheamă Jehova Savaot, Domnul oștirilor. Dragul meu, știi că atunci când chem numele lui Iisus, El e Domnul oștirilor? Tu ți-ai imaginat asta vreodată? Eram odată cu o persoană care avusese un accident și a fost în comă, cred că 6 săptămâni sau 6 luni, nu mai știu. Și când s-a întors, Dumnezeu a dat darul de a vedea îngeri. Și vorbeam și ne povestea la școală când eram la pastorală, uite, văd îngerii Domnului și așa și așa și zic, să nu spui că îl vezi aici lângă mine, că zic, n-am chef să fug la toaletă. Ce ba da, îl văd, zice, e deasupra ta, zice, și e cu o sabie învăpăiată, pentru că Domnul l-a trimis să te apere, El este Domnul oștirilor! Câteodată ne vedem atât de mici, câteodată nu vedem lumea supranaturală cum îngerii Lui sunt trimiși la luptă pentru noi!
O, dragul meu, El e Domnul oștirilor, nu-i doar steagul meu, dar e Domnul oștirilor, Domnul Sabaot. Spune David în Psalmul 24, nu știu de ce oamenii sunt îndrăgostiți de Psalmul 23, dar eu 23 și 24 le văd ca o monedă cu două fațete, pentru că în 23 Domnul este păstorul meu și în 24 Domnul este Domnul oștirilor. Biblia spune, tu te îmbraci ca un viteaz și ești la bătălie. Aleluia! Noi avem un Dumnezeu biruitor, oameni buni. Avem un Dumnezeu care poartă sabia cu două tăișuri. Nu e un Dumnezeu de mămăligă când îl chemi. Când tu zici, Tată, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Dumnezeu aude, Dumnezeu vede, Dumnezeu vine. Vreau să te provoc să fii tare. Oh, lăudat să fie Domnul. David în Psalmul 23 îl numește Jehova Rohi. Dumnezeu păstorul meu, e al meu, aleluia, mă conduce, n-am teamă, mă duce la pășun verzi, la ape de odihnă, glorie numelui Său. Dragul meu, știi să încorporezi în viața ta de rugăciune aceste adevăruri despre Dumnezeu, aceste fațete ale numelui Său? Te-ai gândit vreodată? Sau când chem numele lui Iisus, te gândești la ceva inert, ca și cum ai vorbit cu boxa asta? Numele lui Iisus poartă însemnătate. Nu e dat omenirii un alt nume. De multe ori când ne rugăm, parcă ne rugăm la cineva de gheață. De ce? Pentru că nu-L cunoaștem, nu-L înțelegem, nu-I cunoaștem numele, nu-I cunoaștem atributele, nu cunoaștem ce poate să facă pentru noi. De aceea în seara asta strig. Chiar dacă nu mai am glasul ca dimineață, strig pentru că-L iubesc pe Domnul, cunosc și vreau să vă provoc să-L cunoaștem mai bine, Biserică Betania. El nu e doar Jehova Ire, cel care poartă de grijă și face o cale, Jehova Rafa, vindecătorul, Jehova Roi, cel care mă vede, Jehova Nisi, steagul meu, când îl lăudăm, îl înălțăm. Nu-i doar Jehova Rohi, păstorul meu, nu-i doar Jehova Savao, Domnul oștirilor, dar El mai este și Jehova Țichenu, Domnul neprihănirea mea. Odată ne rugam pentru o demonizată și la un moment dat a început să vorbească diavolul din ea și ne-a zis, să-i zicea lui unul de lângă mine, tu n-ai dreptul să mă scoți pentru că ai păcătuit. Și zice, voi toți de aici sunteți păcătoși. Și vorbea devolul, diavolul din ea. Și atunci mi-am adus aminte ce spune Scriptura. Mi-am adus aminte. Oh, Ieremia spune în 23:6, Ieremia 23:6, în vremea lui, Iuda va fi mântuit și Israel va avea liniște în locuința lui. Și iată numele pe care îl vor da, Domnul neprihănirea noastră. Iisus e neprihănirea. Și atunci m-am întărit în picioare în Domnul, m-am încrezut și am zis, diavolului din ea, am zis, nu să mai își bazați pe neprihănirea noastră, ci pe neprihănirea Domnului Hristos, care te-a biluit la cruce. Și a început să tremure fata și a început să urle și a dat cu ea de pământ și a ieșit afară. Pentru că noi, dragilor, nu mergem la luptă bazat pe carne. Noi mergem la luptă bazat pe ce a făcut Domnul Hristos la jertfă. Noi mergem la luptă pe tot ce a câștigat El acolo. Biruința asupra lumii, păcatului și diavolului. De-aia spune îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dar El nu-i doar neprihănirea mea, El e și Jehova Shalom. Psalmul 29:11, David îl numește Domnul dă tărie poporului său. Citim împreună. Domnul binecuvântează pe poporul său cu pace. Împărăția lui Dumnezeu e pace. Am învățat puterea păcii numelui Domnului Hristos în 2017. Când trupul meu, datorită oboselii și stresului, a cedat și am început să tremur și am început să am niște stări ciudate și știi ce? Chemam pacea, spuneam, Doamne Iisuse, pacea mea. Și Domnul m-a învățat încă un secret, a zis, n-ai vrea să pui mâna pe tine să declar pace peste templul meu? Și strigam, pacea lui Hristos Iisus, peste tine, Sani Trancă. Și credeți-mă, oameni buni, la termen de secunde vedeam schimbări majore, nu numai în mintea mea, în sufletul meu, în trupul meu, dar și în atmosfera de lângă mine, pentru că pacea mea, Iisus, venea. El se manifestă. Nu-i de ajuns doar să fie prezent. Eu pot să fiu prezent lângă voi astăzi aici, dar să nu mă manifest. Uite, sunt prezent. E bine să-L ai pe Domnul prezent. Îl vreau prezent, dar îl vreau și manifestat în viața mea. Îl vrei manifestat în viața ta, Domnul, pacea mea. Oh, lăudat să fie Domnul. Dar mai este Dumnezeu ceva. El e Jehova Megen, scutul meu. Oh, scutul. Eu, cum îi spune lui Avram? Avram, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Eu sunt scut. Psalmul 28:7 spune, Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt...
ajutat. Dragilor, brațul omului, cred că cei mai mulți știți, cei care ați trecut de 50 de ani ați învățat că brațul omului este zadarnic, nu te poate ajuta. Avem nevoie de braț de Dumnezeu. Amin? Avem nevoie de scutul Lui. Avem nevoie de scutul Lui. Biblia spune, cuvântul lui Dumnezeu e un scut. Oh, ce tare! Atunci când ești atacat, spune Scriptura, ia scutul credinței, ia-L pe Hristos. Pentru că acest scut va stinge orice săgeată arzătoare a celui rău. Dar Domnul nu-i doar scut, nu-i doar Domnul oștirilor, nu-i doar pace, nu-i doar neprihănire, nu-i doar rohii păstorul, nu-i doar steagul, nu-i doar roi cel care mă vede, nu-i doar Rafa vindecătorul, nu-i doar Ire cel care poartă de grijă și face o cale, dar Domnul mai este și Jehova Shama. Domnul este prezent. Eram odată la o conferință în Republica Moldova cu Vali și la sfârșitul conferinței a venit cineva la noi să ne mărturisească: de 3 zile sunt aici cu un cuțit după mine să vă omor și n-am putut să mă mișc după scaun. Poveste adevărată, dragii mei. Știi de ce? Pentru că Domnul nu ne era doar scut, El era prezent acolo. Și știi ce spune Scriptura? Că atunci când aruncăm îngrijorările, pentru că tot timpul ne rugam pentru conferințe asupra Lui, ce se întâmplă? Că noi îi dăm îngrijorările, El ne trimite pacea la schimb. Și pacea lui Dumnezeu, lui Hristos, care întrece orice, vă va păzi inimile și gândurile. Și acolo e termen militar. E pacea, e ca și cum ar veni ca un soldat care te păzește. Mi-a povestit Vali o poveste odată despre acest scut și acest zid de foc al lui Dumnezeu de la Biserica Pentecostală Sebastian din București. Nu mai știu exact povestea. Vali, vrei repede să vii 30 de secunde să o spui? Să vedeți cum Dumnezeu, steagul și scutul nostru lucrează. Aveam un păstor, eu eram micuț, 6 ani aveam. Și la un moment dat era un frate, și fratele Șandor, un om plin de Duhul lui Dumnezeu. Și era la amvon și conducea timpul de rugăciune. Și la un moment dat, eu micuț fiind, mă mai duceam cu mama la biserică, mă lua mama mereu la biserică. La un moment dat vine un demonizat în biserică, a trecut de toate străjile, de toți ușierii și a ajuns la amvon. Vă mărturisesc înaintea Domnului, Biblia spune în Zaharia 2:5, eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui, voi fi slava lui în mijlocul lui. Și l-am văzut pe demonizatul ăsta cum a venit în spatele lui fratele Șandor și dădea cu pumnii, dar nu putea să-l atingă. Fratele Șandor a zis, ne ridicăm în picioare. Când a început să se roage fratele Șandor, am văzut un om dezactivat, paralizat, fără putere, încerca să... După aia mi-am dat eu seama când mi-a zis mama într-o seară, eu însumi, zice Domnul, Zaharia 2:5, l-am rugat pe Domnul Vali pentru tine. Și Domnul, după vreo 14 ani, mi-a zis de versetul ăsta, că eu nu știam de el, eram micuț. Eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui. Voi fi slava lui în mijlocul lui. Aleluia! Lăudat să fie Domnul! Vedeți, omul acesta predica și demonizatul a venit în spatele lui și încerca să-l lovească, dar nu putea, pentru că era zidul lui Dumnezeu, era scutul Domnului acolo. Dragul meu! Oh, El este nu doar Jehova Shama, pentru că Biblia spune Psalmul 16:8, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când El este la dreapta mea, eu nu mă clatin. Și îmi place și de Iacov, cum zice în Geneza 28:16, cu adevărat, Domnul este în locul acesta. Tu știi că uneori noi nu suntem conștienți că Domnul este acolo? Eu v-am mai spus mărturisiri ale vrăjitoarelor pe unde am umblat și ziceam, e frică să merg în locul ăla. De ce? Pentru că ăia îl cheamă pe Iisus Hristos. Ăia cheamă pe Iisus, acolo e ceva, e o prezență de care noi nu ne putem atinge. Dragul meu, e prezență. Lasă filmele, stăpânul surcelelor și ainerelor și ele, alea sunt ok, sunt frumoase să le vezi așa de relaxare, eu nici pe alea nu le-aș vedea. Dumnezeu este dincolo de filme, lumea spirituală e reală, îngerii sunt reali, demonii sunt reali și Dumnezeul nostru ne păzește de aceste forțe ale întunericului care luptă zi și noapte împotriva noastră. Atunci când tu dormi, Biblia spune că El continuă să vegheze asupra ta, stânca lui Israel, nu dormi! Nu doarme! Nu doarme stânca lui Israel! Ai încredere în Domnul astăzi! Dar mai e ceva, ultimele două care le-am ales sunt multe. Jehova Goel este Dumnezeu răscumpărătorul meu, spune Iov în 19:25. Da, știu! Răscumpărătorul meu este viu! Ai tu un răscumpărător viu? Atunci când pierzi ceva în viață, te superi, îți vine și să-ți faci dreptate singur sau zici... Am un răscumpărător care îmi face dreptate. Lăudați să fie Domnul că nu trebuie să mă răzbun, pentru că răzbunătorul meu e Dumnezeu, răscumpărătorul meu e viu.
Și ultimul nume care l-am ales este El Shaddai. Iosua 21:45 spune, din toate vorbele bune pe care le spusese casei Betania, Domnul, niciuna să nu rămână neîmplinită. Și toate s-au împlinit, spune Iosua acolo. Toate s-au împlinit. Iosua 21:45. El Shaddai, cel ce ține legământul, cel care este un ținător de promisiune. Când s-a spus așa va face, ăsta e Dumnezeul în care te încrezi. Ăsta e Dumnezeul care îl ai. În numele lui Iisus sunt ascunse toate aceste atribute și vreau să-ți lărgești perspectiva, omule. Vreau să-ți lărgești perspectiva. Este oare posibil să mergi în viața asta și să fii atât de orbit spiritual încât să nu vezi că El este cu tine, să nu înțelegi cine este Hristos? Eu vreau să-L lărgesc, să-L cunosc pe El. Oare cât de mult ar fi îmbogățită viața noastră de rugăciune dacă am aduce aceste nume, aceste atribute în viața noastră de rugăciune? În loc să tot repezi, Doamne Tată, da, Doamne Tată, da, Doamne Tată, vreau, Doamne Tată, și ales bun, El e Doamne și El e Tată. Să încep să spui, Doamne, în fața mea e o provocare atât de imensă cât nu o înțeleg. Este ca Marea Roșie în jurul israeliților. Numai tu poți să porți de grijă să faci o cale unde nu e o cale. Pentru că tu ești Jehova Irii, Iisuse. Atunci când ești în bătălie cu Goliat, să iei scutul și să zici, Domnul oștirilor este cu mine, El nu mă va lăsa, eu vin în numele Lui. El este steagul, El este scutul, El este viteazul care a câștigat campionul campionilor. Să strigi, să mergi cu Dumnezeu care poartă de grijă și face o cale, ce tare e acest lucru. Trebuie să-ți lărgești perspectiva, să aduci aceste nume și să le aplici la viața ta, pentru că ăsta este Dumnezeul nostru. Iisus Hristos a descoperit sub multe nume în Vechiul Testament și în Noul Testament. Cheamă-L în numele Lui, cheamă-L, dar înțelege pe cine chem, cunoaște-L. Doamne, vreau să te cunosc, Doamne Iisuse, ca Domnul păstorul meu, ca așa mi-ai spus. Mă simt debusolat, mă simt singur, mă simt, Doamne Dumnezeule, că am direcție, dar astăzi, Doamne, chem numele lui Iisus, păstorul meu. Încorporează în viața ta de rugăciune numele lui Dumnezeu. Ai nevoie de ele, pentru că dacă nu le știi și nu le înțelegi, diavolul se bucură. Ha, încă o rugăciune ratată. Nu l-a chemat pe Domnul oștirilor, n-a ridicat steagul, nu e Domnul Savaot aici, poți să-L birui pe ăsta. Pentru că în necunoștință și în ignoranță creștinul este biruit și dezarmat. Biblia spune, fără credință e cu neputință să-i fim plăcuți lui. Dar cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Când i s-a prezentat lui Avraam, lui Moise, a spus, eu sunt cel ce sunt. În traducere înseamnă, eu sunt tot ce ai și tot ce vei avea nevoie până la capătul zilelor tale. Eu sunt. Ai nevoie de tărie, eu sunt. Ai nevoie de pace, eu sunt prințul păcii. Ai nevoie de neprihănire, eu sunt neprihănirea ta. Ai nevoie de credință, eu îți dau credință ca darul meu, eu îți dau credință. Ai nevoie de un capitan, eu sunt capitanul credinței și de săvârșirii credinței tale. Ai nevoie de apă, din cuvânt, eu îți revelez și îți deschid ochii. Dumnezeu este tot ceea ce tu ai nevoie, orice provizie spirituală în numele lui Iisus. Cum ar fi dacă am personalizat viața noastră de rugăciune? Ai nevoie de vindecare să zici, Doamne Iisuse, Tu ești Jehova Rafa, Domnul care vindecă. În rănile tale sunt și am fost tămăduit. Iau această promisiune și mă țin de ea ca femeia care s-a dus la judecător zi și noapte și nu mă las până nu îmi dai acest lucru. Iacov zicea, nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Renunțăm prea ușor în rugăciune. Când vine diavolul, fugim prea repede. Eram odată la București, venisem din Suedia, 1999, mă trimisese Dumnezeu în România. Și la un moment dat, la 5 dimineața, 4-5 dimineața, în jurul orei acolo, am început să am niște atacuri de dezamăgire, de descurajare, de depresie la nivelul minții, că nu știam ce să fac. Și am strigat către Domnul și am zis, salvează-mă! Salvează-mă! Și am tot strigat, și am tot, și atacurile continuau, valuri, valuri, valuri peste mintea mea. Și la un moment dat am spus, Doamne, scutul meu și sabia mea, salvează-mă! Și momentul acela s-a întâmplat. Duhul Sfânt mi-a spus, sabia ți-e cam ruginită, Sane, o ții prea mult în teacă.
Scoate sabia cuvântului care e viu și lucrător, scoate-l pe Hristos și pune-l între tine și cel rău. Și am început rând pe rând promisiunea lui Dumnezeu care mi le aduceam aminte. Și după 5 minute era liniște și am zis și eu ca ucenicii, Doamne, și duhurile îmi sunt supuse în numele... Fugim prea repede din bătălie. Diavolul doar ne minte, ne neamăgește că ne poate birui. El a fost biruit la cruce de Iisus Hristos, Domnul Domnilor. Dar noi trebuie să aplicăm acea biruință a lui Hristos la viața noastră. Ai nevoie de o cale unde nu e o cale, ai nevoie de o cale unde nu e o cale, cheamă-L pe Jehova Ire, Domnul care poartă de grijă, Domnul care face o cale. Doamne Iisuse, Tu ești Domnul care poți să faci o cale prin această mare roșie, Tu ești Domnul care poți muta muntele din fața mea, Doamne, Tu mă poți duce pe înălțimile mele, căci eu nu mai pot, dar ești tăria, scutul și răsplata mea, de aceea nu mă răzbun, Doamne, pentru că răsplata mea este cu Tine. De aceea nu-mi pasă că Tata a băut pământurile, pentru că Tu ești moștenirea mea. De aceea nu-mi pasă că ăla mi-a dat țeapă, pentru că Tu ești Domnul care îmi poartă de grijă și Tu poți să-mi dai mult mai mult decât mi-a furat unul sau altul. De aceea, Doamne, nu intru în dezamăgire, pentru că promisiunile Tale sunt da și eu răspund, amin, Doamne, lucrează, Doamne, după planul și puterea Ta. Doamne, eu am nevoie de Tine. Am nevoie de Tine. Dumnezeu este, nu mai e nimic nevoie de altceva. Tot ceea ce tu ai nevoie. Ai nevoie de pace? El e Prințul Păcii. Cheamă-L Iisuse, Prințul Păcii, vino și binecuvântează-mă cu pace când merg în zona asta de conflict. Aud tot mai mulți care zic, mă duc în vizită și știi cum e când te duci, când știi că te urăște, știi că nu te... Zic, dar nu-L iei pe Prințul Păcii cu tine? Pentru că El zice, în orice casă veți intra, să spuneți, pace și pacea voastră va merge la acea persoană și dacă va fi vrednică, va rămâne, dacă nu se va întoarce la... Îți dai seama ce putere ne-a dat Domnul? Să punem pace într-o familie, să punem pace într-o persoană, pe atunci când îl cunoști pe Prințul Păcii, poți să duci pacea cu tine. Când ești tulburat și tremuri ca o vargă, ce pace să dai? Dați o mână de pace. Se uiți în ochii lui, e terorizat. Zic, auzi frate, nu-mi zic pace. Dar hai să spun ceva, hai să spun de unde o putem lua. Iisus este Prințul Păcii. Mă simt condamnat, frate, să ne vin la biserică. Iisus e neprihănirea noastră. Diavolul întotdeauna o să aibă un deget înspre tine atâta timp cât umbli în neprihănirea ta. Atâta timp cât tu arăți cu degetul spre alții și nu te uiți la bârna ta. Dar când începi să zici, eu nu sunt vrednic, dar Doamne, stau pe vrednicia Ta astăzi. În numele Tău cer, pentru că provizia asta de la cruce este și pentru mine, că prin credință, Doamne, sunt și eu copil al Tău. Atunci lucrurile încep să meargă, pentru că Dumnezeu a promis și Dumnezeu face. Este un Dumnezeu de cuvânt, El este un Dumnezeu care îți ține legământul, El este un Dumnezeu care face o cale acolo, nu e o cale, este un Dumnezeu care te vede, este Dumnezeu vindecătorul, este Dumnezeu steagul tău, e Dumnezeu păstorul tău, e Dumnezeu neprihănirea ta, e Dumnezeu pacea ta, e Dumnezeul oștirilor, e Dumnezeul scutul tău, e Dumnezeul prezent care este aici, e Dumnezeu răscumpărătorul tău și El Shaddai, Domnul care ține promisiunea. Unile. Nu m-am mințit niciodată. Domnul mi-a dat cuvinte profetice pentru oameni care i-am întâlnit cu 20 de ani în urmă și vin și îmi spun, după 20 de ani s-a împlinit cuvântul. Pentru că El nu știe să mintă, nu poate să minte, El e Dumnezeu, El e adevărul. Ai nevoie, ești confuz? Frate, sunt confuz, nu mai știu în ce parte să iau. El este adevărul, El este calea, El este viața. Și vezi că numele Vechiului Testament sau felul în care s-a descoperit sunt completate de numele din Noul Testament. E același nume, un singur nume, dar are mai multe fațete. El este calea, El este adevărul, El este viața, El este pacea, El este păstorul, El e biruința noastră, aleluia! Biblia spune în Apocalipsa, mai e o descriere a numelui Domnului Hristos. Ei L-au biruit prin sângele Mielului. Tu știi ce putere are sângele lui Iisus? Mi-aduc aminte când îmi povestea Vali cum mama lui se ruga. El era pe stadioane și îl striga acolo și mama lui se ruga și se lupta cu diavolul pentru el și spunea, sângele lui Iisus Hristos, diavole, să te mustre, tu nu-mi vei fura copilul de la credință, Valentin se va întoarce și va fi un om al lui Dumnezeu. Tu știi ce putere are sângele Domnului Iisus Hristos?
Odată eram la o tabără, oameni buni. Și era unul care făcea urât, era de cred că 1,90 și imens. Unul care făcea lupte din astea care pe bani prin Olanda și nu știu ce, și eram la tabără acolo și niște păstori au venit repede la mine și mi-au zis: Zani, vino tu că tu poate te pricepi. Zice: pe noi ăsta ne-a biruit, ne bate. Când l-am văzut cât de mare, i-am zis: Doamne, ai milă de mine! Și Domnul a zis: milă am, dar rugăciunea e greșită. Cine e scutul tău? Doamne, tu e scutul meu! Dragii mei, ascultați-mă ce am făcut. M-am dus în fața lui, m-am uitat la el așa blând, blând. Și zic eu: vrei să-L cunoști pe Iisus? Și se făcea... Știi ce mi-a zis Domnul să fac? Ridică-ți mâna în sus. Jehova Nisi, Dumnezeu e steagul tău. Vino în numele meu împotriva acestui duș. Când am ridicat mâna în sus, oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. Om de 120 ceva de kilograme a căzut ca o pană jos la pământ, imediat secerat. Și a început să plângă ca un copil și chema numele Domnului. Eu nu i-am făcut nimic decât atât, am zis: Domnul este steagul și scutul meu, în numele Lui vin împotriva ta. Puf! Și atât de tare și secerat a fost că abia l-am prins să nu dea cu capul de pământ. Și plângea ca un copil. Omul ăsta, care veni să ne facă tabără praf, el a venit să ne aresteze acolo în tabără, să ne facă tabără praf, și Dumnezeu l-a arestat pe el. Dumnezeu l-a prins pe el. Dumnezeu l-a prins pe el, l-a prins ca pe Pavel. Dragul meu, în numele Domnului este putere, în numele Domnului se pleacă orice genunchi, în numele Domnului duhurile cad în leșin. Nu-ți fie frică de ele. Mă întreba un frate păstor: ce facem dacă la conferința asta încep să se manifeste duhuri? Nici o problemă, noi îl lăudăm pe Domnul, ridicăm pe Jehova Nisi steagul nostru, chemăm numele Domnului Hristos, ne facem treaba, lăudăm pe Domnul și ne ocupăm de ele dacă trebuie. Pentru că asta este slujba noastră care Dumnezeu ne-a dat-o. Nu în numele nostru, în numele Lui venim. Bazați pe neprihănirea Lui, cu puterea Lui, cu sabia cuvântului care nu se tocește niciodată, sabia cu două tăișuri care întotdeauna taie. Nu-ți fie frică, astăzi ai un Dumnezeu mare. Ai un Dumnezeu care te iubește. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este pace. Dragul meu, cheamă-L și personalizează-ți rugăciunea. Când ești stresat, spune-i: Doamne Iisuse, Tu ești Domnul care îmi ridică povara. Când vine cel rău împotriva ta, ia promisiunea din Zaharia: Doamne Iisuse, Tu ești scutul meu, Tu ești un zid de foc în jurul meu împotriva vrăjmașului. Spune: când vrăjmașul năvălește ca un val, Duhul Domnului îl pune pe fugă. Când vrăjmașul năvălește ca un val, Duhul Domnului îl pune pe fugă. Când vrăjmașul năvălește ca un val, Duhul Domnului îl pune pe fugă. Domnul este tăria mea, de aceea voi cânta. Domnul este tăria mea, de aceea nu mă tem, de aceea voi cânta. Ce-ar fi să încercăm împreună? E un vers. Când vrăjmașul năvălește ca... Din ce gamă vrei să cântăm, frate Joshi? Si minor. El știe că doar pe asta o știu. O fost drăguț să nu mă dea de gol. Si minor, frate Sani. Ai pus-o? Când vrăjmașul năvălește ca un val. Ai pus si minor? Ăla-i. Când vrăjmașul năvălește ca un val, Duhul Domnului îl pune pe fugă. Când vrăjmașul năvălește ca un val, Duhul Domnului îl pune pe fugă. Împreună! Când vrăjmașul năvălește ca un val, Duhul Domnului îl pune pe fugă. Când vrăjmașul năvălește ca un val, Duhul Domnului îl pune pe fugă. Domnul este tăria mea, de aceea nu mă tem, de aceea voi cânta. Domnul, tăria mea, de aceea nu mă tem, de aceea voi cânta. Domnul este tăria mea, de aceea nu mă tem, de aceea voi cânta. Domnul este tăria mea, aceea nu mă tem, de aceea voi cânta. Când vrăjmașul năvălește ca un val, Duhul Domnului. Când vrăjmașul năvălește ca un val, Duhul Domnului îl pe fugă. Când vrăjmașul năvălește ca un val, Duhul Domnului îl pune pe fugă. Când vrăjmașul năvălește ca un val, Duhul Domnului îl pune pe fugă.
aceea nu mă tem, de aceea voi cânta. Domnul este tăria mea, de aceea nu mă tem, de aceea voi cânta. Domnul este tăria mea, de aceea nu mă tem, de aceea voi cânta. Domnul este tăria mea, de aceea nu mă tem. Încă o dată, când vrăjmașul, când vrăjmașul năvălește ca, spune-i vecinului Domnul, Domnului îl pune pe fugă. Când vrăjmașul năvălește ca un val, Duhul Domnului îl pune pe fugă. Când vrăjmașul năvălește ca un val, Duhul Domnului este aici, aleluia! Când vrăjmașul năvălește ca un val, ta, de aceea nu te teme, de aceea lauda. Domnul este tăria mea, de aceea nu mă tem, de aceea voi cânta. Aleluia, aleluia! În numele lui Iisus se pleacă orice genunchi, dragii mei. Ieșiți la rugăciune în următoarele momente, de vor ruga pentru bolnavi. Veniți cu credință, pentru că El este Jehova Rafa, Domnul care vindecă. Nu sta acolo dacă ai nevoie, chiar dacă va fi o rugăciune scurtă. Ascultă-mă, nu stă în cuvinte lungi. Domnul Hristos s-a rugat destul de scurt, vezi. Ridică-te, fă spatul și umblă. Dar era cu credință. Vino în față, ne rugăm pentru voi în următoarele momente și după aceea, în timp ce echipa cântă, noi ne rugăm, vă slujim și la sfârșit păstorul Tibi vă va spune lucrurile care trebuie să le auziți. Dar haideți să fructificăm acest moment. Haideți să venim cu credință, pentru că Domnul oștirilor este în mijlocul nostru. El este Domnul stânca noastră. Amin, El e păstorul, El este aici. Nu trebuie mâine să aștepți până mâine. Nu lăsa pe diavolul să spune, mai amân o zi. De ce? El poate azi. Astăzi, dacă auziți glasul lui, Iacov i-a spus, Domnul e prezent aici. De ce mâine, azi? Pentru cei care aveți nevoie, veniți la rugăciune. Cei care nu ieșiți, vă rog, rugați-vă ca biserică, ca familie, împreună cu noi, pentru oamenii care ieși au nevoie de vindecare, eliberare, ca Domnul să le ridice povara. Vă așteptăm în față.